Cred că, dincolo de faptul că atitudinea este o stare mentală în baza căreia ne raportăm la ceea ce ne înconjoară, la realitate, poate că felul cel mai simplu în care putem să definim atitudinea este să avem în fața noastră imaginea unui copil de patru ani care așezat la masă fiind, vrea să stea în picioare pe scaun. Mămica îl roagă să se pună pe scaun și el nu vrea nici cum să asculte. Mămica îl roagă a doua oară și el refuză să asculte. Insistă cu perseverență, el refuză să asculte. În final, mămica îl apucă de mânuțe și sucește piciorușele, îi le îndoaie, îl așează cu forța pe scaun, și îi spune, aici stai. Copilul se așează pe scaun că nu are ce face, dar în privirea lui citești un mesaj. Mesajul este următorul. Cu corpul meu stau pe scaun cum vrei, dar în sufletul meu eu stau tot în picioare. Na. Asta se numește atitudine. Fiecare din noi avem o atitudine. Atitudinea pe care o avem, în final, determină viitorul nostru, viața noastră, comportamentul nostru. Atitudinea este înainte acțiunilor noastre. Atitudinea determină acțiunile noastre. Modul în care gândim viața este determinat în final de atitudinea pe care o avem. Felul în care ne facem munca, felul în care abordăm viața de credință, felul în care facem față încercărilor vieții, ține foarte mult de atitudinea pe care o avem. De aceea zic, este important să cercetăm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce putem să învățăm despre atitudine. Sigur că Atitudinea poate să fie diversă, felul în care ne raportăm la viață poate să fie diferit. Aceeași acțiune, aceeași situație poate să fie diferită. Aș reveni la o altă imagine a copilăriei. Lecturam astăzi o întâmplare într-o carte, o întâmplare imaginară, care vorbește foarte mult despre ceea ce ar fi atitudinea. Imaginați-vă de asemenea un copil. De această dată ceva mai mic, doi ani și jumătate, poate trei ani. Are în mână o minge mare, ne închipuim care avea o culoare care se sară în ochi, zicem un roșu aprins, o minge mare de cauciuc. O ține așa în mână și tu te apropii de el. Probabil că el se teme că i-ai luat mingea. Din ochii lui citești ceva refuzul lui de a-ți da mingea. Ce vrei? Să-mi iei mingea? Și parcă ar țipa în el după ajutor. Te retragi, îți dai seama că e un pic și începe să plângă, te retragi, iar după ce te retragi, el continuă să se joace mai departe cu mingea, pe care în final, cine știe din ce motive, o scapă din mâini și mingea se duce, se duce, se rostogolește departe de el și nu mai poate avea. Acum, întrebarea este ce va face copilul? Ce posibilități are? Pentru că ceea ce urmează el acum să facă pune în evidență atitudini. Haideți să vedem câteva posibilități. Prima posibilitate. Poate să aleagă să spună o ce minge proastă. Cine a mai făcut și minge asta? Vai de compania aceea care a produs asemenea mingi, care cad din mâini, care se rostogolește și se pierd, o minge alunecoasă, așa ceva n-ar trebui să existe pe piață. Atitudine. A doua posibilitate ar putea fi, unde sunt părinții mei? Păi tocmai acum când eu am scăpat mingea, ei lipsesc, vinaia lor ar trebui să fi fost în preajmă, să prindă mingea, să mă pună înapoi în mâini, mă pun pe plâns, prin urmare, vina este a lor și uh, voi continua să gândesc în acest fel. Atitudinea a treia, o altă posibilă variantă, uh, copilul ar putea spune, sunt un mare ratat. Nu sunt bun din nimic, orice minge pe care o port în mâini cade în final pe jos și se pierde. Așa va fi și data viitoare, așa va fi toată viața eu nu pot face altceva decât să scap mingile pe jos. Ceva nu e în ordine cu mine, nu zbun bun de nimic. Mai poate fi și o altă atitudine. Ce părere aveți, spre exemplu, de această de la urmă variantă? Este vina mea. Am scăpat mingea, dar nu-i nimic. O să o ridic, data viitoare o să învăț să o țin mai bine și din greșeală de azi învăț lecții pentru ziua de mâine. În viață scăpăm multe de mingi. Mingile pe care le scăpăm creează reacții. Iar reacțiile se nasc din atitudinile noastre. În cele ce urmează, vă invit să răsfoim Sfânta Scriptură și să observăm câteva atitudini. Pentru început, trei atitudini greșite, atitudini Îndrept, observate în dreptul unor oameni din Biblie. Iar în partea a doua a mesajului vom trece în evidență mult mai multe atitudini pozitive observate la oameni al lui Dumnezeu, de asemenea, din Biblie. O prima atitudine greșită este atitudinea lui Cain. Povestea este descrisă în Geneza, capitolul 4. Viața lui Cain este descrisă de o expresie: mânie, și față posomorâtă. Dumnezeu n-a primit cu bine jerfa, n-a primit bine jerfa pe care El a adus-o, iar în Geneza capitolul 4, Domnul îi spune de ce ți s-a posomorât fața? Sunt oameni care în viață trăiesc cu această atitudine. Mânie, față posomorâtă, zici că au mâncat toată ziua lămâi acri, reci, distanți, insensibili, inflexibili, transmit o asemenea atitudine și celor din jur. Reacția lor stârnește o asemenea reacție. Oamenii aceștia sunt foarte nefericiți. Mânie față-posomorâtă. Având o asemenea față-posomorâtă, o asemenea stare interioară, ei au și o reacție. Toată lumea este așa. În biserică pe mine nimeni nu mă bagă în seamă, nimeni nu vorbește cu mine. Aici oamenii sunt insensibili, neprietenoși. Ați auzit asemenea vorbire? Sigur că e posibil ca în comunitate să apară niște greșeli, dar mă gândesc că de cele mai multe ori problema pleacă de la atitudine. Că dacă ai luat față posomorâtă și cultivi apoi resentimente și mânie, același lucru îl vei transmite mai departe. N-aș vrea să zăbovim aici prea mult. O a doua atitudine greșită. Frații lui Iosif. Geneza, capitolul 37, versetul 4, consemnează atitudinea acestor oameni. Se găseau într-o stare de conflict cu fratele lor mai mic, cu Iosif, și din pricina unor situații pe care nici Iosif și nici ei nu le-au putut determina, au reușit să aibă resentimente și mânie pe fratele lor. Cuvântul ne spune că nu puteau să-i spună nici măcar o vorbă prietenească. Care era, de fapt, atitudinea acestor frați mai mari? Lasă că-ți dăm noi ție. Erau setați pe acest gând. Orice ar fi făcut Iosif, ei știau ce urmează să facă. Lasă că ți dăm noi ție. Din pricina atitudinii interioare, nu reușeau să spună fratelui lor mai mic nicio vorbă prietenească. Ați întâlnit oamenii a căror atitudine este o atitudine agresivă? Și orice ai face și cu oricum te-ai comporta, el e setat să fie agresiv și nu e în stare să vadă nimic poate chiar nimic pozitiv la celălalt, să ne cerceteze Dumnezeu inima, ca nu cumva să fie amprentată de o asemenea atitudine. Al treilea personaj, la care, sau de această dată, este vorba de doi frați, Maria și Aron. Amândoi erau oameni prin care Dumnezeu lucra. Frați cu Moise, Poporul lui Dumnezeu se găsea în drumul spre Canaan, Dumnezeu îl folosea cu putere pe Moise, vorbea prin Moise, dar la un moment dat în familia lor s-a întâmplat ceva. Este posibil, deși nu este scris, ca Moise să fi rămas văduv și în urma acelui lucru să se fi recăsătorit. Textul biblic ne spune că a ales să se căsătorească, cu o femeie etiopiancă. Alegerea lui Moise a stârnit reacție negativă în familie. Maria și Aron au protestat. Numai că problema reală nu era reprezentată de recăsătoria sau căsătoria lui Moise. Nu asta era problema reală. Problema era alta. Se cuibărise în sufletul Mariei invidia invidia și nemulțumirea și cărătirea la adresa fratelui lor mai mare, fratele ei mai mare, sau mai mic, probabil, mai sigur mai mic, după cum citim în carte Exod, iar atitudinea a ei a fost și noi suntem la fel de buni ca tine. Dar ce? Numai prin moi se vorbește Domnul? Și noi suntem la fel de buni ca tine. Gândirea acestei femei, a influențat și gândirea fratelui ei, mânia lui Dumnezeu a fost târnită, judecata lui Dumnezeu a venit împotriva ei, s-a umplut de lepră și totul a plecat de la un sentiment interior care i-a determinat comportamentul. Și noi suntem la fel de buni ca tine. Problema e o problemă tare sensibilă. Ce gândiți când vă uitați la alții? pe care poate că Dumnezeu îi folosește ceva mai mult decât voi la serviciu, în societate sau cine știe în ce situație sau împrejurare vă găsiți. O a patra atitudine negativă la care de asemenea ne vom referi este atitudinea fiilor lui Core, oameni care s-au răzvrătit. Numerii, capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 2, ne prezintă faptele cârtind, nemulțumiți fiind, răzvrătindu-se, acești oameni s-au ridicat împotriva lui Moise și tot ceea ce au făcut de altfel nu transmitea decât răzvrătire, revoltă, răsturnare autorității. Ei aveau atitudinea celui care răvnește la slujba șefului. Atitudinea lor poate fi descrisă cu cuvintele ce? Te crezi mai bun ca noi? Ești tu mai bun decât noi? Știți ce s-a întâmplat acestor oameni? Cuvântul Scripturii spune că Dumnezeu a intervenit și a judecat aspru, pedepsindu-i cu niște pedepse despre care nu se auzise înainte. Pământul s-a deschis și a înghițit împreună cu soțiile, cu copiii, cu avutul lor. Totul a plecat de la atitudine. Ce? Te crezi mai bun ca noi? Iată patru exemple din Biblie de oameni a căror atitudine greșită a determinat viitorul lor, în, în primul rând comportamentul, apoi caracterul și în urmă destinul, viitorul, compromițând identitatea lor, integritatea lor, familiile lor, bucuria și fericirea lor. Dacă se întâmplă să ne regăsim cumva în acest exemplu de atitudini, stimați ascultători, să ne schimbăm cu grăbire. Că modul în care cultivăm gândul nostru va determina felul în care ne raportăm la viață. Ne va determina comportamentul și ne va face viitorul. Să mergem însă spre atitudini pozitive. Oameni din Biblie cu atitudine bună. Vom aduce câteva exemple. Primul dintre, la ce, ce, primul dintre cei la care ne vom referi este Avram. Un om al lui Dumnezeu cu o atitudine încurajatoare, o atitudine la care cu siguranță trebuie să ne aplicăm atenția. Se găsea în conflict cu nepotul său, Lot. Interesant de observat este că Avram și cu Lot, sau ca să zic mai bine, Lot și Avram, s-au înțeles foarte bine atâta timp cât erau lipsiți sau mai lipsiți. Timpul a trecut, averea a crescut și odată cu averea și problemele. Din pricina posesiunilor lor a apărut cearta. Ai zice că scenariul se repetă la nesfârșit? Că nu odată și în zilele noastre oamenii se ceartă din cauza bogățiilor acumulate. Frații între ei nu se mai pot vedea din pricină că s-au îmbogățit. Câte vreme erau mai lipsiți, încăpeau și doi într-un pat, iar acum, dacă sunt înstăriți, nu mai încap nici în același oraș. Povestea a fost așa și între Lot și Avram. Avram însă, care era un om cu inima lui Dumnezeu, a hotărât ca la problema apărută să se raporteze într-un fel, într-un fel demn de urmat. Atitudinea lui Avram poate fi caracterizată de cuvintele Lot. Îți voi arăta bunăvoință. Vino să discutăm, vino să vorbim, vino să rezolvăm problema. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine de, dacă mai bine desparte-te de mine dacă apuci tu la stânga eu voi apuca la dreapta dacă apuci tu la dreapta eu voi apuca la stânga Avram este gata să renunțe Avram este gata să facă pace Avram este gata să treacă peste orice interes de moment de dragul, relație de pace cu ruda sa cu nepotul său toată această atitudine de fapt este se, se poate concentra în cuvintele îți voi arăta bunăvoință. O, de câte ori nu se întâmplă ca oamenii să fie în conflict? Cine știe de unde a venit sămânța conflictului? Iar în fața conflictului apărut trebuie să faci ceva. Ce poți să faci? Sunt oameni a căror atitudine este, mă duc să-l pun la punct. Până acel mă crede slab, îi arăt. Trebuie să arăt că greșește, trebuie să arăt că e nedrept ce face, trebuie să facem dreptate, o să arăt eu lui, o să-l pun la punct în final. Cu asemenea atitudine dăm voi să te întreb unde vei ajunge. Atitudinea lui Avram a fost o atitudine cu totul diferită și temnă de urmat. Îți voi arăta bunăvoință. Dacă se întâmplă cumva ca vreunul dintre dumneavoastră să vă găsiți într-o stare de conflict, cine știe cu cine, care cu siguranță el a greșit. Vă rog să prindeți și aspectul ironic al acestei vorbe. Gândește, rog, te așa. Îți voi arăta bunăvoință. Când îți setezi inima, când îți potrivești inima să gândească din perspectiva acestei atitudini, și apoi privești spre situație, vei găsi nespus de multe soluții ca să înceteze starea de conflict. Totul pleacă de la atitudine. În schimb, dacă vei zice, lasă că știu eu cum trebuie rezolvată această problemă și declar război, dă voi să spun că vei trece pe economie de război. Și în război, oamenii fabrică arme. Atitudinea contează. Un alt exemplu din Biblie. Atitudinea lui Iosif. Iosif a fost un om greu încercat. Urât de frații săi mai mari, ajunge să fie vândut sclav, după ce înainte ei de fapt planificaseră uciderea lui. L-au dezbrăcat de haina sa, l-au aruncat într-o groapă și plănuiau să-l omoare. Prin intervenția unuia dintre frați a ajuns să fie vândut sclav în Egipt cunoașteți relatarea Scripturii, greutățile, necazurile prin care a trecut Iosif, cum a ajuns să fie, compromis, să fie compromisă reputația, acuzat pe nedrept, pus în pușcărie, dar Dumnezeu l-a văzut și curăția de inimă i-a văzut-o și l-a ridicat și l-a pus în fruntea Egiptului. Anii au trecut și după mulți ani, Dumnezeu a potrivit lucrurile în așa fel încât tocmai frații săi, frați care au avut o atitudine negativă, care nu puteau să spună fratelui lor nici măcar un cuvânt bun. Acum frații aceia au ajuns față în față cu Iosif. Scurtez povestea. Trecând peste detaliile uh, extrem de frumoase, deschise în partea finală a cărții Geneza, detalii ale felului, care prezintă felul în care s-a descoperit Iosif fraților săi, drama, sperietura, teama fraților săi, la gândul că Iosif acum cu mare autoritate e îndeajuns să spună un cuvânt și ei vor pieri. Toate lucrurile s-au încurcat ce mai tare după ce Iacov a murit. După ce Iacov a murit, frații lui Iosif s-au adunat la sfat și s-au gândit, hmm, acum e acum. Probabil că Iosif a fost reținut în a se răzbuna pe noi din pricina faptului că trăia tata și din respect față de tata a decis să treacă cu vederea o vreme fapta noastră. Dacă acum tata a murit, ce ne facem? Îngroziți au decis să facă primul pas. Vântul ne spune că au vorbit lui Iosif și i zis, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului Tatălui tău. Iată atitudinea lui Iosif. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunteți oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni și voi pune pe copiii, pe voi și pe copiii voștri. Și am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Care a fost de fapt atitudinea? Frații mei, nu voi ține pe voi mânie. Ce atitudine frumoasă! Nu voi ține pe voi mânie. Rezultatul a fost că Dumnezeu a binecuvântat. Iosif a binecuvântat familia lui, a binecuvântat viitoarea generație și a făcut din acea generație mai târziu un popor care poartă numele lui Israel. Poporul lui Dumnezeu. A plecat de la atitudine. Nu voi ține mânie pe voi. Cineva ți-a făcut rău, te-a jignit, te-a păgubit, te-a pus în situații penibile. Paguba a fost mare, atingerea a fost mare. Poți să mai întorci înapoi trecutul. Ce mai poate omul să facă decât să zică dacă are în inimă smerenie? Te rog să mă ierți. Mai poate el să facă ceva? Nu mai poate. E posibil ca situația să fie de așa natură încât nimic să nu mai poată fi reparat. Ce faci în fața acestei situații? Cultiveam răciune? Ți Ții dușmănie ani și ani de zile? Trăiești resentimente? Îl ocolești pe acela care ți-a făcut rău, te muți în altă țară sau în alt oraș, doar să nu dai ochii cu el din pricina faptului că și amintirea numele acelei persoane nu sunt dă liniște în casa ta și somn în timpul nopții? Păi cu asta să trăiești captiv a mărăciunii? Sau mai bine, cum a zis Iosif, nu voi ține mânie pe voi, dar ce eu -s Dumnezeu? Nu voi ține mânie pe voi și gata! Dacă nu e ajuns ce a spus Iosif, să ne inspirăm și de la ce a spus Avram. Îți voi arăta bunăvoință. Ai greșit, dar îți arăt bunăvoință. Și mânie nu voi ține. Pe oameni cu o asemenea atitudine, Dumnezeu i-a binecuvântat. E greu să treci prin traume, e greu să suferi paguba făcută, e greu să faci față situației create din pricina reacției celui care a făcut rău. Dar poți tu să schimbi trecutul? De ce prelungești efectele nenorocirii din trecut, ținându-te captiv a mărăciunii neiertării și supărării? Când ai putea să te eliberezi printr-o atitudine nouă pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate naște într-un suflet. Și el o naște când omul o cere. Nu voi ține mânie pe voi. Doamne ajută! Haideți să mergem la un alt exemplu. Această dată este vorba despre Moise. Numerii, capitolul 16, versetul 4, ne prezintă fapta. Ce se întâmplase? Moise a fost chemat de Dumnezeu să conducă poporul Israel spre Canaan. Misiunea a fost foarte grea. Poporul era pradă unor mentalități, unor atitudini din trecut. Cum să scoți o asemenea generație din mentalitățile Egiptului și să-l conduce spre libertatea legământului făcut cu Dumnezeu. N-a fost ușor. La un moment dat, în drumul lor spre Canaan, a apărut o revoltă. Core, Datan, Abiram, împreună cu zeci de lideri s-au unit împotriva lui Moise și au vrut să răstoarne conducerea lui. Ei au zis, și noi suntem la fel de buni ca tine. Ce, te crezi mai bun ca noi? Cine a putut controla atitudinea acestor oameni? Au ales-o ei. Faptele au fost săvârșite. Moise n-a avut aici nicio contribuție. Dar să vedem ce va face Moise. Știți care a fost atitudinea lui Moise? Numerii, capitolul 16, versetul 4, ne spune că Moise s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Prin urmare, atitudinea lui Moise este următoarea. Nu mă voi apăra singur. Nu mă voi apăra singur. A decis să pună situația creată în mâinile lui Dumnezeu care poate să rezolve în felul lui, Maestru. Nu mă voi apăra singur. Iată o atitudine care te va ajuta să treci peste conflict. Zicea odată Gandhi: Ochi pentru ochi, lasă lumea oarbă. Nu mă voi apăra singur. Te rog, ia această atitudine sfântă, pune-o în inimă și dacă te găsești în situația nedrept, de a fi nedreptățit, cine știe, cum, cine, în ce împrejurări, cu ce scopuri, cu ce implicații, v-aș întreba, s că ar fi în dreptul nostru implicațiile mai mari ca în dreptul lui Moise? Moise a decis, nu mă voi apăra singur. Dumnezeu apără pe cei care își pun cauza în mâna sa. Dumnezeu sprijină pe aceia care nu-și fac singuri dreptate. Dumnezeu este alături de aceia care, necăjiți fiind, supărați, jigniți, tulburați, păgubiți fiind, aleg să nu se răzbune, să nu-și facă singuri dreptate, ci să meargă pe această, iată ce frumoasă, atitudine biblică. Nu arăta bunăvoință, nu o să țin mânie, și nici nu mă apăr singur. Dar ce ne poate așa? Păi iată, a putut Avram, Iosif, Moise și cu siguranță, orice om care iubește pe Dumnezeu și își întoarce spre el fața, va putea. Haideți să mergem la un alt exemplu. David. David a avut și el încercările și greutățile lui mari încercări, mari greutăți. Un tânăr cu inimă pentru Dumnezeu, plin de credință, peste el se odihnea Duhului Dumnezeu. Un om, un tânăr cu perspective în față, plin de entuziasm și de curaj, în împrejurări pe care nu le-a controlat, Duhului Dumnezeu le-a avut în vedere, a fost uns rege în poporul Israel, deși pe tron stătea Saul. Dumnezeul a lepădat pe Saul, iar în loc a fost așezat David. Problema lui David însă era reprezentată de faptul că tronul era ocupat. El era un rege în numele Domnului, avea drept legitim de a moșteni tronul, dar tronul era ocupat. Nu numai că era ocupat pentru că Saul sau David aveau o inimă aleasă, nici o clipă nu i-a trecut prin minte, să se ridice împotriva conducerii care venea de la Saul. Nici o clipă. L-a respectat cu toată inima, l-a iubit cu toată inima, l-a ajutat cu toată inima, pentru că era un om după inima lui Dumnezeu. Necazurile însă s-au făcut mai mari când Saul, văzând că Dumnezeu este cu David, a început să-l prigonească pe David. Îl urmărea. Omul a devenit fugar dintr-o peșteră în alta, de pe un deal pe altul, dintr-o pădure în alta, din pustie în câmpie și din câmpie la munte, fugar căutându-și liniștea. Într-o noapte s-a întâmplat ceva. Exact în peștera în care s-a adăpostit David, în peștera aceea, la gura ei, a poposit și Saul. Fără să știe că David este în peșteră. David era în peșteră cu vitejii săi, câteva sute la număr fără grijă, stăpân pe siguranța sa, Saul s-a pus între soldații de pază și a dormit buștean. Garda lui Saul nici măcar n-a bănuit că în peșteră sunt soldații lui David cu David. Știți ce au spus și lui David? A zis așa, Davide, Dumnezeu îți face dreptate și îți dă în mână pe vrăjmașul tău. Hai să mergem! și a doua să nu mai fie nevoie să lovim, că din prima lovitură am rezolvat problema. Știți ce a spus David? Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Atitudinea lui David poate fi formulată în următoarele cuvinte. Refuz să rezolv situația așa cum cred eu că este mai bine. Situația s-a creat, oportunitatea a venit, un cuvânt și necazurile s-ar fi sfârșit, un gest și problema de ani de zile s-ar fi rezolvat. Dar David a spus să mă ferească Dumnezeu, refuz să rezolv situația așa cum cred eu că e bine omul și-a pus viața în mâna lui Dumnezeu, frații mei, aici este un lucru greu, refuzând, renunțând chiar la viziunea sa. Viziunea lui David aici era și mai târziu s-a dovedit să fie împărat, pentru că Dumnezeu l-a împărat, iar acum putea foarte bine să rezolve problema dând la o parte pe cel care ocupa tronul, dar n-a vrut să rezolve problema așa cum o rezolva oamenii fără Dumnezeu. Atitudinea lui l-a determinat pe Dumnezeu să-l ridice și să-i facă mai târziu prieteni din dușmani. Să vorbim despre un alt exemplu. Pavel. Atitudinea lui Pavel inspiră foarte mult. Pot totul în Hristos care mă întărește când Apostolul Pavel a vorbit aceste cuvinte, el le spune în contextul încercărilor vieții. Încercări prin care a trecut în nenumărate rânduri și care l-au făcut nu odată să sufere. El descrie aceste încercări în primejdie, bătut, persecutat, în naufragii, în pericole între frați, în temnițe, în lipsă de haine, în lipsă de îmbrăcăminte, de mâncare, spune el, în fric și în arșiță, în sărăcie, dar și în belșug, cum a făcut oare acest om al lui Dumnezeu față atâtor și diverse situații? Iată ce spune el. Cuvântul este scris în Filipeni, pasajul pe care l-am citit în deschiderea slujbei, pot totul în Hristos care mă întărește. Aprecind dărnicia, purtarea de grijă a fraților din Filipii care i-au transmis un ajutor, el se găsea în temniță, Pavel le spune așa, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ia te rog acest cuvânt, e cuvântul lui Dumnezeu, și pune-l în inimă. Pavel nu vorbește aici despre lucrări spirituale, deși acest cuvânt este valabil și acolo. Ai în față greutăți mari, lucrare mare de făcut, obstacole grele de trecut și vei spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar aici este vorba de situații de viață, de lipsuri materiale, E necăjit, are în față perspectiva foamei. Și ce spune Pavel când are în față perspectiva foamei? Pot totul în Hristos, care mă întărește. Deodată, și în mod surprinzător, a venit un dar generos, care a înlocuit sărăcia cu prosperitatea. O ce greu e când deodată se răstoardă situația și sărăcia rămâne în urmă și prosperitatea a venit. Mulți oameni și-au pierdut supletul și mintea și judecata și simțul realității când s-au îmbogățit peste noapte. Pavel spune, pot totul care mă întărește și în situația asta. Nu se știe, Domnul știe, noi suntem mulți aici și diversi, ce ne ce situație în față, ce perspectivă ai. Dar iată o atitudine, pot totul în Hristos care mă întărește. Noi românii suntem campioni în atitudini negative. A, nu, 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 aici nu se face nimic, în țara asta nu se poate nimic. Am auzit odată pe unul spunând. Sau altul, așa, făcuse o treabă de doi bani, nu de doi lei, doi lei scumpi, de doi bani. Și le dar cum? Fă ceva, nu e bine așa. La care zice, e liniștit, merge și așa. Atitudine. Vorba unui student pe care în anii trecuți l-am avut la Institutul din București, vorbi despre etica muncii, zice el, la noi, la atelier, unde repara mașini, un coleg avea o vorbă. E păcat să pui șurub unde poți să legi cu sârbă. Atitudine. O atitudine de abandonare, de părăsire. Nu se poate nimic, nu -o, o să reușesc, nu o să merg, eu o să condamna la nefericire, la sărăcie, la lipsă. Și apoi unii gândesc așa, cumva se uită peste graniță și vor zice, da, acolo o să pot. Dacă m-aș duce acolo, o să pot. Și când ajungi acolo, îți dai seama că nu poți nici acolo. O atitudine pe care o putem avea de la Pavel este pot totul în Hristos care mă întărește. Îți faci rugăciune dimineața, îți pui în inima acest adevăr că îți încarci supletul cu această atitudine a apostolului lui Dumnezeu și te duci la muncă, la serviciu sau în căutarea serviciului. Poate sunt persoane care au rămas în șomaj, ți-ai depus un CV, primul, al doilea, al treilea, ai bătut la ușă, la altă, la altă, la alta, refuz peste refuz. Deja când apeși pe clanță știi că te va refuza. Asta da atitudine. Vei transmite mesajul. În schimb poți să spui, pot totul în Hristos care mă întărește. Și lucrurile se schimbă. Este atitudinea vestită de Apostolul Pavel. Ai hotărât cine știe în inimă să spui, ai hotărât, da, mă duc să mă împac, în cer iertare. Dar ori eu să pot? Hm? Pot totul în Hristos care mă întărește. De la aceste atitudini sfinte, vă invit să învățăm cu toții. Să mai vorbim despre două atitudini. Atitudinea celor trei tovarăși lui Daniel, pe nume Shadrach, Meșac și Abednego, care s-au găsit într-una dintre cele mai grele situații din viață. Erau oameni cu inimă dedicată lui Dumnezeu, credincioși Domnului. Regele hotărâse să facă o statuie pe care a ridicat-o, a înălțat-o în Valea Dura și a poruncit ca toți din imperiu să se închine acestei statui, să se închine regelui. S-au hotărât o zi, au fost adunați cu toții pe câmpie, au fost stabilite instrumente, tot felul de fanfare și de uh, ansambluri uh, instrumentale, cu tot felul de instrumente care urmau să cânte un anumit fel de muzică, de bună seamă care se inspire la închinarea cerută. S-a făcut ordin. Toată națiunea să se închină acestui echip. Ca să fie și mai mare presiunea, regele a pus aproape un cuptor Încins, în care a amenințat că va arunca pe toți aceia care vor refuza închinarea în fața chipului său. Ce faci când ajungi într-o asemenea situație? Uitați-vă la atitudinea acestor oameni. Sunt sau suntem gata să murim pentru credința în Dumnezeu? Sunt gata să mor pentru credința. În Dumnezeu. Aceasta a fost atitudinea lor. Legătura dintre ei și Împărat era o legătură de prietenie. Se cunoșteau bine. Împăratul a vrut să le salveze viața. Le-a oferit încă o șansă. Dar, ca să ofere, să pune lucrurilor o interfață din care și onoarea Lui să fie salvată, a poruncit ca să fie încins cuptorul nespus mai mult, de șapte ori. Și apoi le-a dat un timp de gândire acestor trei oameni. Auziți ce ne spune cuvântul? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucanețar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Ce atitudine! Oamenii aceștia au hotărât să moară pentru credința lor. Nimic nu i-a putut despărți, nici dragul de a trăi, de valorile pe care le aveau în suflet. O asemenea atitudine o găsim și la Iosua, care a zis, că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Ultima atitudine despre care vorbim astăzi este atitudinea lui David față de Goliat. Faptele sunt descrise în 1 Samuel, capitolul 17, începând cu versetul 45-47, Cuvântul Domnului relatează că în Israel a fost un război, Goliat a blestemat cu blesteme mari armata poporului Israel și a cerut un soldat cu care să se lupte. Nimeni n-a avut îndrăzneală să se lupte cu acel uriaș. David însă a avut. Atitudinea cu care el s-a dus la război a fost nu mi teamă de dușman. Goliat, de o statură impresionantă, înarmat până în dinți, însoțit de oameni care îi purtau armele, iese pe câmp să ucidă pe voluntarul din Israel. Iar din rândurile, armatei poporului Israel se ridică un fecior, 17 ani, fără arme. A luat din părâu cinci pietre, avea praștia. Ce, ce comunica atitudinea acestui tânăr? 17. -a. Cine are 17 ani aici? Când Goliat l-a văzut, ha, ce pus să râdă. Veniți la mine cu toiege, ca după un câine. Vino un coac, a zis Goliat. Și voi da carne să mănânce vulturii. La care David, ce credeți că a făcut? A luat-o la fugă, nu? S-a ridicat cu bărbăție și a zis, tu vii împotriva mea cu sabie și scut. Eu vin împotriva ta numele Domnului, a cărui o știre bat -o și se va ști astăzi. Că nu sabia și scutul dă biruința, ci Dumnezeu dă biruința. Și a lovit cu praștia. Probabil că în socotelele sale fi fost și un gând de felul, ce bine că e mare, că nu-i nevoie să fii foarte bun țintaș. Atitudinea lui a fost, nu-mi e teamă de dușman. Frații și surori, eu cred că noi, mai ales noi români, avem nevoie să ne schimbăm foarte mult atitudine. Față de viață, față de muncă, față de viitor, față de cel de lângă noi, și ne schimbăm atitudinea față de generația viitoare sau față de generația din apoi și să învățăm, iată ce exemple de atitudine frumoasă Îți voi arăta bunăvoință. Nu voi ține mânie pe voi. Nu mă voi apăra singur. Refuz să rezolv situația cum cred eu că e mai bine. Pot totul în Hristos care mă întărește. Sunt gata să mor pentru credință. Nu mi-e teamă de dușman. Acum, în încheierea acestui mesaj, aș vrea să vă întreb ceva. Avem în fața noastră proiectul de misiune de evangelizare de la începutul lunii iulie. Nu se poate să nu fi auzit despre el. Care e atitudinea ta față de acest proiect? Unii ar putea să zică, ia să vedem ce o să fac. Asta e o atitudine. Te dai frumos de o parte, discret, din mulțime, din anonimat, te uiți și ai hotărât să vezi ce o să facă alții, ce se va alege de ei. Dar ai putea să ai și atitudinea, pot totul în Hristos care mă întărește. Atitudinea de predare, de consacrare, faci ceva, te oferi, te consacri, contribui într-un anumit fel. Doamne ajută! Vă rog să vă gândiți la asta. Dincolo de acestea, vom merge în această seară spre rugăciune. Dumnezeu să ne vindece de atitudini de mânie și față posomorâtă de atitudini de răzbunare, lasă că ți dăm noi ție sau și noi suntem la fel de buni ca tine sau ce, te crezi mai bun ca noi și să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să așeze în sufletele noastre iată ce atitudini pozitive care guvernate de cuvântul Evangheliei vitalizate de Duhul lui Dumnezeu ne vor aduce spre aceste stări. Inima plină de bunăvoință de iubire, de abandonare a căutării după propria dreptate, de încredere, pot totul în Hristos care mă întărește. E până la moarte. Și a zice foarte important, de curaj. Trebuie să avem curaj. Frații mei, trebuie să avem curaj. Amin.